Bine v-am găsit, dragi prieteni, în focusul emisiunii noastre de astăzi este o temă specială, este social media. Ce este aceasta? Cum putem să o folosim sau ea ne folosește? Și pentru a desluși lucrul acestea, avem un invitat, este expert în comunicare, domnia sa, Dumitru Talmazan. Bine ați venit! Bine v-am găsit, salut tuturor! Mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Tema noastră este cumva legată de activitatea dumneavoastră. Nu chiar cumva, dar chiar probabil chiar directă. Chiar directă. Directă și altădată indirectă. Spuneți-mi mai multe despre activitatea dumneavoastră, despre dumneavoastră în sine însăși. Eu ultimii 3-5 ani de zile foarte activ am început să utilizez resursele social media. Cumva am primit acces la internet noi și am început să intrăm în adnăclasnici, Facebook, Instagram. În lumea cibernetică. Da, tot a fost cumva un boom foarte mare, a fost de tot ce înseamnă rețele de socializare. Iată că azi, peste 5 ani de zile, cu diferite eforturi personale și studii internaționale, lucrez în domeniul social media. Am un titlu de speaker internațional pentru că sunt profesor la universitățile din Moscova, la proiecte în domeniul de studii, cum ar fi Business Models sau Sinergia. Sunt aici, local, în Republica Moldova, în 90% de timp mai mult, în care activitatea mea desfășor cu câteva companii, care la fel au, să spunem așa, o apartenență directă cu social media. Este o companie care promovează companii în social media. Deci companii care promovează alte companii. Da. Deci la noi se adresează companii comerciale sau sociale. Sau și, promovarea produselor. Da, și spun, avem nevoie să vindem un produs sau să vindem un serviciu. Respectiv, noi promovăm în jur de 200-300 de companii pe an. Bugetul, și dacă vorbim de social media, de ce e așa de important, pentru că în Republica Moldova se cheltuie în jur de 2 până la 3 milioane de euro pe an pe social media. Deci 2-3 milioane de euro pe an pe social media. Pe social media. Dacă cheltuie puteți să specificați lucrul acesta, adică în ce se cheltuie, să investești? Ca dumneavoastră să vedeți invitația la un eveniment, un produs, un serviciu, când în Facebook sunteți, vedeți așa mai sus, mai jos de nume, este sponsored. Este un anunț sponsorizat. Facebook-ul încasează pentru asta bani. Companiile cheltuie pe lună de la 100 la 500 de euro minim, companiile medii mari de la 1000 la 3000 la 5000 de euro pe Facebook doar. Doar pentru ca să fie promovate produsele sale. Exact. Și alt proiect pe care noi îl avem este școala, o școală de social media. Am început acum procesul de acreditare la Ministerul Educației. Vrem să acredităm programul nostru de studiu ca să putem lucra mai corect și cu un aport mai mare față de societate. Avem de la 700 la 1000 de studenți anual care plătesc pentru studii, care învață de la o zi până la 3 luni de zile. Avem programe diferite. Și, practic, asta este activitatea asta prin prisma activității de azi. O să încerc să mă expun pe subiectele sau pe întrebările pe care le-ați pregătit. Da. Și lucrul acesta chiar vă mulțumim foarte mult, pentru că ne bucurăm că sunteți în mijlocul nostru, în platoul emisiunii noastre. Prima întrebare, și știți, pentru auditorul nostru să fie mai clar. Când vorbim noi despre social media, știți, e o imbinație de cuvinte cumva mai străin intrat la noi, dar s-a acomodat. Poate nu pentru toată lumea. Dacă și cei care poate cunosc, poate cunosc puțin sau mai puțin, dacă ați putea să ne explicați nouă ce este media, pentru că, așa cum spun specialiștii, media e un termen foarte larg, pentru că media reală, sunt o populație undeva adunați împreună, chiar și începând de la restaurant și terminând pe piața Marii Adunări Naționale, tot e media, adică sunt oamenii. Și în același timp, media are și alt concept, despre care acum dumneavoastră și vorbiți. Dacă luăm direcția de social media și social ar însemna oamenii, așa. Media ar însemna formatul de canal de comunicare, un canal de comunicare, el cu siguranță a evoluat. Pentru că înainte, pentru noi, era canalul cel mai, cel mai important prin care noi ne informam, asta este radio și TV. Pentru o clasă foarte importantă era ziarele.
Deci înainte. Da. Erau niște Până apărea internetul, când a apărut internetul, foarte multe platforme au evoluat și și-au clonat activitatea și noi astăzi putem urmări că emisiunea și a noastră o să iasă la TV, în paralel o să fie și pe Facebook. Cu siguranță. Respectiv, noi am activat două canale, un media clasică de TV și media de social media. Nu, dacă privim ca evoluție, cu siguranță vom observa că pentru prima dată mediatizarea era când oamenii strigau, mai întâi, unul la altul, da. Apoi ziarele, deci scriau ceva și se mediatiza o informație anumită, apoi s-a devenit electronică, mă refer, eu știu, televiziune, radioul, mai întâi radioul, apoi televiziunea, și ca apoi să, recent, este internetul. La bază la asta stă un concept care se cheamă generație și este generația X, Y, Z, Alpha. Fac acum MBA-ul, școala de business și administrare, și am avut un bloc de MBA despre social, despre comunitate, și tare fain ne-a arătat elementul de generația X, cum se zice, oamenii la care stă un ski la balcon și nu-l aruncă. Pe urmă, generația Y, în care sunt eu și un pic mai mari, care vor azi și acum, ei nu vor să aștepte, pentru că generația X puteau să meargă la lucru la ora 6 și să ia un lucru și să-l pui din stânga în dreapta și tot monoton. Generația Y și Z, ei asta nu o să facă. Ei o să inventeze robotul care o să facă în locul lor asta. Este generația X, Y, Z. Este generația care azi consumă foarte straniu elementul de content, elementul de comunicare. Alfa sunt copiii mei, ei sunt incontrolabili și sunt o generație total care iese din tot graficul de comunicare, inclusiv în comunicarea face-to-face. Către ce duceam eu ideea este că când ați spus că întâi strigau, pe urmă era ziarul, azi fix așa canale se activează, pentru că dacă o să mergi la Gara de Sud o să auziți Rășcanovca, Gara de Sud, Rășcanovca, pentru că în mare parte elementul de content pentru generația X a rămas acesta. Cu dânșii nu o să comunici cu TikTok-ul sau cu Instagram-ul, pentru că ei sunt în incapacitate de a se încadra în acest canal. Iar cu cei din generația Z Alpha, dacă o să spui, poftim un ziar informații, voi spui, pentru ce? Este aplicație, pot citi, am scanat QR codul și am văzut în realitatea virtuală. Un element mega interesant. În MBA, 3 luni urmă, am avut sesiunea în Londra și noi am fost la... de unde s-a pornit elementul de finanțe din Londra s-a pornit. Deci bursa de finanțe. Bursa de finanțe, da. Și noi am fost în epicentru acela. Și în alte companii se vorbea de elementul că deja după teșgheaua de welcome stă galogramă. Oh, interesant. Da, și tu nu poți, nu-ți dai seama de dată. Adică elementul vine că sunt anumite generații care deja... Păi e un robot, deci lucrează și comunică cu tine. Da, și el îți răspunde la întrebări foarte normal. Dacă o să-i pui întrebări foarte logice, o să dai seama că e robot. Adică pentru că el încă nu-și dă seama. Dar oricum este o formă prin care generațiile Y, Z și Alpha deja au început să comunice total altfel. Și când vorbim de social media, când vorbim de toate canalele, noi vedem un lucru că s-a schimbat forma de consum. În primul rând. Și ce aveți în vedere atunci când spuneți că sunt diferit? Așa sunt ca idei, spre exemplu, dacă vorbim despre social media, fiind subiectul nostru de azi, generația este un element foarte, foarte și ascultătorii noștri, dacă o să vizualizeze ce spun în continuare, o să înțeleagă perfect. Copiii de vârsta 4-7 ani se uită la YouTube. Toți, chiar și cei care zic că nu se uită, toți se uită. Și este un specific. Generația mea întotdeauna la YouTube se uită full screen. Când te uiți la YouTube, să nu-ți încurci nimic. Pentru că dacă te uiți la un material, trebuie să te concentrezi, să te focusezi. Generația copiilor mei, ei niciodată nu se uită la full screen. Adică întotdeauna ecranul este în stânga la YouTube și ei în orice moment pot schimba desen animat. Deci, la dânsă este desenul animat Mașa și Ursul. Așa. De ce el a intrat așa de bine în sistemul lor? Pentru că la copiii ăștia consumul este foarte ciclic. Cadrul trebuie să schimbi foarte repede. Dacă tu nu vorbești repede, el adorme. Dacă el adorme, îți plictisești și îți duci.
Adică elementul de consum informației în social media, dacă noi vrem să vorbim cu tinerii de 16 ani stilistică, și noi o să facem emisiuni în care cadrul nostru schimbi peste fiecare 5 minute, ei nu o să se uită la așa emisiune. Dar dacă să facem asta pentru generația X, ei o să obosească pentru că tare repede schimbă. Da, desene animate din plastilină, Maria Mirabela, noi ne uitam, azi am arătat la copii, ei nu pot să uită la așa desene animate. Nu percep. Pentru ei e boring și este uiți acolo. Și consumul s-a schimbat. În social media ai 4 secunde să-mi prinzi atenție. 3-4 secunde. Tu faci scrolling, te-ai oprit, mai departe, mai departe. Eu am observat deci la un grup de tineri unde ei priveau un tip de video care avea numai 5 secunde. Și în 5 secunde trebuie să fie și sugetul, și intriga, și deznodământul. Este rețea socială. E o provocare extraordinară, care nu înțelegeam. Este o nouă rețea socială care face un boom și se preconizează că se întreagă Instagram-ul, este TikTok-ul. Și sunt mai multe rețele sociale în care sunt tineri de la vârsta... Adolescenți. Da, foarte adolescenți care încep a vorbi până la vârsta de 15-16 ani și ei sunt acolo dintr-un simplu motiv. Pentru că acolo nu sunt părinții. Oh. Pentru că dumneavoastră nu știți despre această rețea socială. Și fiica ori fiu este acolo pentru că... TikTok. Da, TikTok. Acolo ei pot să facă ceea ce părinții nu au control. Respectiv, acolo este despre stories-uri de 10-15 secunde și câteodată te miri ce generează tineretul. Sunt creativ. Foarte creativ. Da, cineva întreba cum sunt tinerii de generația trecută și tinerii de generația prezentă. Răspunsul e foarte simplu. Nu că îs diferiți, îs alții. Îs alții, dar iarăși, dacă revenind la analiza despre care menționam XYZ, este o chestie de carieră. Deseori lucru caracterizează generația. Cum lucrează ei, la ce lucrează ei. Și că dacă generația X, despre care noi spuneam, părinții noștri, ei înțelegeau că ei se nășteau și ei peste vreo 20 de ani, a fiind ajutorul să devină primul ajutor, primul treile ajutor, o să primească un apartament, generația mea vrea mâine SRL și el deamă este antreprenor pentru că el n-are când să aștepte 20 de ani până cineva o să-i autorizeze lui că el poate să ai business-ul lui. Generația tinerilor, adolescenței, ei nu vor nimic. Generația ei se numesc generația artiștilor. În școli, acum se întâmplă un break foarte complicat, pentru că ei se închid. Dar dacă teenagerul s-a închis, tu nu îl deschizi cu nimic. Și ei întotdeauna stau în rețele de socializare, în care tu, profesorul, până am intrat, pentru că noi predăm în universități, și tu până intri în clasă, el știe tăi despre tine. Pentru că el s-a uitat de pe Wikipedia, de pe YouTube, de pe ok, la clasnic, de pe ok, și el poate să spui așa o întrebare, că tu, dar de unde știi despre asta? Adică este o generație cu siguranță diferită, dar este o generație care s-au născut freelancerii, deci de aici vine elementul de freelancer, cei care lucrează de acasă, cei care nu-ți duc la lucru, și dacă tu îl pui să vii la ora 8, el poate să nu lucreze la tine numai de motivul că tu i-ai pus niște bariere și niște reguli. Dar ei nu le plac regulile. El vrea să... Vrea mâine să iasă, el trebuie să iasă. Deci companiile internaționale deja au sisteme în care la lucru poți să nu vii, e important lucrul să-l faci, însă o dată pe săptămână trebuie să vii în oficiu și să faci cunoștință cu echipa, să comunici, să socializezi, pentru că iarăși noi vorbim de social media și dacă social nu-i, media nu are sens. De aceea, comunicarea face-to-face, comunicarea tete-a-tet este un... Conectarea cu oamenii... Da, este o valoare mega mare care ne așteaptă în următorii 2-3 ani de zile. E o provocare. O provocare mare și companiile care vor reuși să scoată oamenii în offline vor avea un rezultat foarte bun. Oricine, pentru că noi când să spunem despre vânzare, asta nu înseamnă doar vindem produse sau servicii. Și ideea tot este o vânzare. Și cu toate acestea, când vorbim despre vânzare, trebuie să-i contrisez, pentru că un interes trebuie să aibă. Da. Acum, când vorbiți dumneavoastră despre generația copiilor, cum i-a spus dumneavoastră, Alfa, ei n-au niciun interes. Care este interesul lor? Nu, ei s-a identificat până ce? Da, ei nu au un lider specific lor. Ei nu au conceptul de lider. Că de organizare, de organizație, este structură, totul, piramidă și așa mai departe. Da, respectiv, dacă spui că noi ți-o propunem o carieră, creștere... Nu le interesează. Pentru ce? Generația X, da, pentru ei era ziua de azi, mega important. Eu citeam un articol și exact ce spuneți dumneavoastră acolo se prezenta, numai că autorul, nu îmi scapă numele lui,
El făcea o analogie cu generații. Generațiile din începutul secolului 20, apoi în evoluție, deci perioada... era builders și baby boomers, sunt două generații. Baby boomers și după au venit hippie, care nu le interesează nimic. Da. Sunt în afară. E un fel de alfa, dar numai în altă generație. Fiecare are alfa lui. Exact. Și spun că evenimentele sunt ciclice, foarte interesante. Acum, ce să prognozezi? Încercarea a fost doar de prognoza ce din generație va ieși. Din toate ceea ce noi discutam și inclusiv în MBA, nimeni nu știe ce o să fie după alfa. Până când nu se știe. Adică este o combinație între așa cuvinte strașnice cum ar fi robotizare sau inteligență artificială, adică încolo mergem, pentru că iarăși spuneam, ei niciodată... Keyboard și așa. Da, ei niciodată nu vor... nu se vor duce la uzină și o să schimbi sticlă de la stângă la dreapta. Ei de mult au invitat robotul și au spus că lucrez o zi, inventez robotul și pe urmă săptămână mă odihnesc. Dacă vorbim despre rețelele sociale, dumneavoastră sunteți specialist în acest domeniu. Spuneți-vă, rog, când vorbim noi despre rețelele sociale, știți că se împarte lumea, internetul, era internetului, până la rețelele sociale și după. Uh-huh. Pentru că i s-a dat altă viață. Pentru că interesul a sporit față de internet datorită rețelelor sociale. Oamenii încep să comunice, trec pe spațiul acesta cibernetic sau electronic. Spuneți-vă, rog, în activitatea dumneavoastră, în practica dumneavoastră, ce se întâmplă în societatea noastră la ziua de astăzi cu social media, mă refer acum la rețelele sociale? Avem, în primul rând, o creștere de 65% deja de utilizatori care folosesc zilnic internetul în Republica Moldova. Doar Republica Moldova, dacă vorbim, 65% din toți locuitorii folosesc zilnic internetul. După părerea dumneavoastră, e mult, puțin? E destul de progresiv, în câțiva ani o să avem pe toți. În comparație cu alte... În comparație cu 2 ani asta, nu în comparație cu 10 ani de zile, cu alte țări, cu siguranță, dar noi, dacă vorbim de regiunea noastră, e o chestie în care noi, din păcate, noi am putea să vorbim, să prognozăm, dar ideea este una foarte simplă, asta nu e posibil de oprit. E un fenomen. Da, adică înainte se zicea că televizorul este rău sau bicicleta este rău sau să mergi mult, pentru că când este așa un element, celor care le place să înțeleagă evoluția, intrați în internet, Gartner Chart. Uh-huh. Gartner Chart arată evoluția apariției trendului, picul lui de consum și cum el s-a integrat în societate. Lumina, care pentru azi nu este o normă, și sunt niște LED-uri care consumă puțin, nu că se aude, nici nu se văd aproape, lumina, când a apărut, avea foarte mare barieră de la societate, pentru că ea, în primul rând, era zgomotoasă, pentru că transformatorile din copilărie, ele erau foarte zgomotoase și toți medicii spuneau că asta la psihic o să facă, dar e că o păstrat-o și noi azi putem să ne bucurăm de o generația XY, în general, cred că asta e o normă. No, tehnic vorbind, dar a evoluat și tehnica. Respectiv, în contextul ăsta, internetul este o normă care noi nu putem să o controlăm, pe de o parte, pe de altă parte, ea este, va fi și va evolua în realitatea. Asta dacă vorbim despre internet. Da. Având internetul, mergem în rețele sociale. Avem 1 milion de utilizatori pe adnăclasnici. Un milion. În scădere adnăclasnică este Moldova din două fenomene. Primul, adnăclasnicii migrează în Facebook și adnăclasnicii mor. De Facebook, dacă apropo, eu am înțeles că a fost un fluctuație ce privește popularitatea ei. Deci, ba creștea, ba scădea. Acum este în creștere. Este în creștere. Suntem, la începutul anului am fost 1.100.000, acum suntem 1.300.000 deja, cred că, de utilizatori, da, în Facebook. În Instagram suntem peste 600.000 de utilizatori. În Contacte, o rețea tot interesantă, pentru că acolo sunt tinerii, avem peste 300.000. Twitter, acolo nu sunt mulți, în jur de 30, dacă nu greșesc, de mii, dar Twitter-ul este total altă rețea, este pentru ambasadori, jurnaliști și proiecte internaționale. LinkedIn-ul, tot până 100-200 de mii, este ceva tot pentru professional, dar avem de bază 3 rețele sociale, Facebook, Instagram, adnăclasnici. Și
Elementul este că în adnăclasnici sunt copiii de la vârsta 13-19 ani, vreo 30%, și vârsta 40-65 plus. Deci asta este clasificarea? Asta este clasificarea pe gender și grupe de vârste. Facebook este mega relevant pentru vârsta 20-35, sunt și 19, sunt și 45, dar vârsta 20-35 este cea mai plătitoare categorie de clasă socială, în general, pentru că ei, unu, au început să câștigi banii proprii, doi, ei deja au ajuns la maturitate să iei decizii pentru produse scumpe, cum și mașină, casă, copii și alte produse. Instagram-ul este despre 17-25, în mai mare parte, 30, ca element de comunicare. Însă, fiecare rețea socială are regulile ei de joc. Pentru că adnăclasnicii, spre exemplu, în general, 70% din tot consumul este de pe telefon. Nu zădară la mereu cu mine. Este de pe telefon și este un specific la nivel de comunicare și consum. Este așa element în ascensor, este zona personală. Și când sunt foarte mulți oameni, tu te simți posibil incomod pentru că a intrat în zona ta personală. Respectiv că noi creăm content pentru societate, pentru beneficiarii noștri, utilizatorii noștri, și noi înțelegem că 70% din ei doar de pe telefon citesc. Asta înseamnă că ia ca tu stai la mine în palmă. Tu ești în zona mea personală. Dacă contentul tău este unul agresiv sau friendly content, eu nu voi consuma. Adică eu pur și simplu fac next. Și asta e simplu să faci next. Swipe. Adică e o chestie foarte, foarte simplă. Când de la calculator acolo sunt vreo 20-30 cm. Și tu un fel de te securizezi de contentul care stă acolo. Dar nivelul de consum s-a schimbat în tot. Timp de petrecere a crescut, atenția a scăzut. Formatele de comunicare s-au diversificat. Pentru generațiile X, Y, Z trebuie să fie foarte dinamic, foarte scurt, videourile nu mai lungi de un minut, două. Foarte clar trebuie să vorbești prin text, pentru că ei nu citesc. Dacă pui video, trebuie să pui titre, pentru că dacă nu pui titre, el nu se uită, pentru că videourile se uită fără sunet. Și dacă el prin titre, cu ochii, prinde ceva, vreo idee interesantă, el poate să pui sunet sau să-și salveze, să se uite mai târziu. Respectiv, sunt niște chestii care, la nivel de psihologic, la nivel de comportamental, noi prin toate proiectele pe care le facem manual, noi ne dăm seama că facem un test, facem al doilea test, și ce se lucrează, ce stă genul mai lucrează. Deci, ca să fie clar pentru telespectatorii noștri, există mecanisme sau mașinării electronice care duc statistică, analizează tot ce spuneți dumneavoastră până acum. Da, există și, ca să dăm o leacă de... deschidem cortinele ce ne așteaptă următoare 5 ani de zile în Moldova, internațional deja, este la conferința de securitate cibernetică și internet din Londra, în care am fost. Noi ne povesteau trendurile care vin și deja există așa sisteme ca Big Data. Da? Sunt niște calculatoare care analizează miliarde de date și eu pot, analizând profilul dumneavoastră de Facebook, dacă sunteți un utilizator activ, eu pot identifica care este salariul dumneavoastră. Eu pot cu predictibilitate să spun când se va arăta publicitatea de anumite produse. Pentru că, în dependență unde ați făcut check-in-ul, la care mare, unde ați trecut vama, ce fel de fon în spate noi avem, ce fel de mașină și marcă de mașină, de ce culoare e, ce fel de haine, ce fel de logotip pe haine se identifică, eu pot identifica clasa medie de consum. Femeile, în general, nimeresc sub o analiză foarte interesantă. Noi putem face predictibilitatea când să arătăm haine pentru nou-născuți. Pentru că analizând miliarde de fotografii în care în luna nouă este o anumită formă, în internet femeile încep să caute o informație anumită când este, când nu m-au aflat că este însărcinată și înainte de sarcină. Sunt două total comportamente diferite și analizând milioane de date, poți cu predictibilitate spune că utilizatorul, noi nu știm că îl cheamă Colea sau Mișa, dar audiența asta de 10.000 sau 200 de milioane de oameni, peste 3 luni o să nască. Respectiv, la 4 luni poți să arăt publicitate de cărucior. Sunt date, ele sunt în format deschis, asta nu e o chestie tare interesantă, însă pentru toți utilizatorii, securitatea este un moment care noi acum am semnat acordul de colaborare cu Centrul pentru Combaterea Crimelor Informaționale, cu Poliția Națională, școala noastră, și noi pregătim instruiri în toată Moldova la elementul de securitate cibernetică. Pentru că azi, orice voi veți posta în Facebook, Instagram, Google, site,
nu poate fi șters. Voi chiar dacă ștergeți, undeva el s-a salvat. Vis-a-vis de securitate, acum, cum putem noi să fim siguri? Există un lucru care se numește că noi intrăm în era unui, el se numește transparență. Uh-huh. Adică noi intrăm într-o transparență foarte, foarte clară în care... Trăim în case de sticlă. Da, da, este elementul ăsta, îmi vine în rusă formularea. Sunt niște case de sticlă în care primul principiu după care trebuie să te comporți este ar fi bine să n-ai și să ascunzi. Asta e primul, genul să nu-ți fie rușine de ziua care ai trăit-o. Și aici deja vine 7 ani de casă și toate principiile pe care tu poți le ai. Al doilea element care deci vine... Deci ești monitorizat? Da, cu siguranță. Adică nu că special tu, pentru că nu ești așa de important. Adică dar unii... vrei, nu vrei? Dar dacă tu ai intrat într-o zonă anumită, noi ne spuneau în Londra așa un lucru. Se poate despart pe oricine. Întrebarea este în cât timp. Adică dacă tu ești un utilizator clasic, un cetățean clasic care nu are relații, scheme, combinații, momente, tu nu ai cum să fii urmărit de SIS pentru că nu știi să vadă și acolo talmazan vorbește și să intercepteze. Pentru că asta e scumpă tehnologie. Și nu pe fiecare, a doilea îl ascultă. Dar dacă tu ai nimerit, atunci poți să securizezi, poți să nici n-ai Facebook, tu oricum ești în Facebook. Noi facem o poză la eveniment, în Piața Mare a Adunării Naționale, pe drum camerele care stau la stradă. Nu mă pozez, eu mă pozez. Da. Și este face recognition care te găsește și te identifică că tu ai fost acolo. Adică după GPS eu pot știu că tu ai fost acolo. Chiar dacă telefonul e descărcat, el încă mai are baterie în care te ține. Adică întrebarea este că noi practic putem intra într-o paranoie, genul ne ascultă, ne urmăresc, încleiem ecranul. Adică, dar de facto... N-ai de ce să trebuie să te ascunzi? Tu înseamnă că simți că trebuie să trăiești o viață. Adică aici ascunde? Pentru că dacă tu aici ascunde, pe tine oricum să te găsească. Adică în asta e logica toată. De ce eu nu fac grijă? Dar există niște acțiuni de profilaxie. Nu știu, să te speli dimineața pe dinți, asta este o normă. Cu siguranță. Și este o normă profilactică. Dacă tu o să mănânci mult dulce, poți să te speli și pe dinți, oricum dința să strâși. Dar este o normă profilactică, că fix așa este, spre exemplu, elementul de parolă. Cea mai des întâlnită greșeală este că parola de la Facebook sau de la Instagram este parola de la e-mail. Pentru că oamenilor le greu să rețină. Și o parolă la tot. Asta e cel mai des întâlnit. Mai rău este când încă parola asta este 4 de 1, ziua de naștere sau niște banalități de astea care foarte ușor algoritmul poate ghicească. De aceea, prima ce facem, schimbăm parola periodic. Al doilea lucru este nu clicăm pe link-uri care sunt dubioase. Niciodată în viață, Facebook-ul, adnăclasnic, Instagram-ul nu o să vă scrie comentarii. Dar ceea ce noi în urmă perioadă urmărim este că în comentarii îți scrie securizează-ți contul tău personal, clic aici. Tu clichezi, pui cardul și el ți-o spart cardul și ți-o lua bani. Noi anul ăsta vreo 5 am deblocat pe sistemul ăsta. Și ei îți spar contul de publicitate, pun vreo $1,000 pe zi și de la tine se duc banii, tu ai dat voie, Facebook-ul nu poți. Dar noi le scriem la Facebook și ei văd că sunt acțiuni ilegale și întorc banii. Însă se întâmplă așa acțiuni. Elementul de poze, ce postăm? De înțeles că chiar dacă noi facem poze, pe nimeni nu interesează viața noastră. Adică chiar să postezi tot, n-are sens. Pentru că, în primul rând, tu nu te uiți la tot. Tu ești primul filtru și trebuie să vă dați seama că noi suntem în Facebook. Chiar dați like la toate pozele? Nu. Cu siguranță. Chiar citești tot? Nu. Abilicii alții trebuie să citească tot. Respectiv, noi suntem într-o etapă în care așa de multă informație, în care zicem noi, gazeta colorată pe nimeni nu mi-o miră deja. Adică nu este elementul că faci o postare și toți așa, wow, dă-ți citim. Adică este o chestie în care tu îți aduni audiența ta și cumva comunicarea voastră este mai îngustă. Dar nu s-ar putea ca aglomerația asta de informație să ducă la o avalanșă care nu va mai putea să reziste, eu știu, mașine care să filtreze, să rezolve problemele? Nu, pentru că... Vă dați seama, eu am să explic acum. Da. Deci pui în căutare un produs anumit sau o informație anumită și te încarcă cu de toate vrei, nu vrei.
Da. Și nu te interesează. Și tot în gunoiul ăla să stai și să găsești exact aceea ce trebuie ție, e cam problemă. Îți ia mai mult timp. Și, noi, și toată avalanșa asta, tot, hai să zic așa, gunoiul informațional, el circulă prin tot internetul și el se mulțește. El se mulțește, și însă orice rețea socială, orice căutare, sistem de căutare, este smart. Ce cauți, ce găsești. Adică dacă tu începi să cauți acum, că noi suntem într-o perioadă în care intrăm în perioada de iarnă. Și acum în căutări foarte mult o să înceapă Bucovelii, România, la mare. Și atine feed-ul tău de Facebook o să înceapă să fie plin cu oferte de munte. Din două motive. Primul, că ești cu publicitate targetat și aici nu poți să scăpi. Pur și simplu identificat bărbat, femeie, cu vârsta cuprins, cu interesul din Chișinău. Și eu te-o targetat. Al doilea este pentru că te-ai căutat undeva informația asta și este exemplul ăsta de remarketing pentru utilizatori sau pentru cei ce ne privesc. Cum de înțeles remarketing, pentru că e un termen mai nou în tema asta, însă dacă ați fost, pe, spre exemplu, pe AliExpress, pentru că este așa un site pe care tare mulți au fost, și cauți huse pentru telefon, ca idei. Pe urmă te duci în Facebook și AliExpress, din urmă, te ajunge cu husele de telefon. El îți arată mai mult, că îți arată fix aceleași husi pe care tu le-ai căutat. Spune, ce, cumperi, nu cumperi, care este situația? Asta se numește remarketing. Eu am pățit așa. Da, e normal, asta este un sistem de vânzare, se numește remarketing și el este o procedură corectă. De ce? Noi nu luăm decizia deodată. La noi, în cursuri, oamenii iau decizia în 6 luni de zile. De la prima atingere cu noi, până la prima încasare de bani, ei poate să gândească 6 luni de zile. Acum, peste 6 luni de zile, omul poate să se decide să ia. Da. Dar dacă el te-a văzut doar o dată, el te-a uitat când are nevoie reală. Spre exemplu, că noi când vindem apartamente, noi avem câteva clienți care vând apartamente scumpe, de 200.000, 500.000 de euro. Tu doar nu iei decizia, pur și simplu, văzând în Facebook. Sau promovăm o mașină de 30-40.000 de euro. Tu vezi publicitatea, tu spui, super, îmi place. Dar tu nu iei acum decizia, poți iei decizia în 2 ani de zile. Respectiv, care este probabilitatea că dacă tu doar odată te-ai adresat la mine, eu îți țin minte că apartamentul tău nu știu cum. De ce noi suntem nevoiți să facem audiențe? Toți cei care ne-au privit azi, 30 de zile, 180 de zile, și cu ei se comunică cu un mesaj aparte, nivelul de încălzire este diferit. Asta sunt tehnici de marketing. Și toate acestea sunt mașinăriile. Da, care învață și sunt gratuite la nivel de utilizare, doar plătești bani ca să le știți, așez. Eu pregătisem întrebarea, rețelele sociale ne folosesc sau trebuie să-i folosim? Sau cum le folosim sau cum să nu le fim folosim? Rețelele sociale și dumneavoastră răspundeți cumva la întrebarea asta. Da, ele sunt o platformă. Așa. Iar oamenii care stau în spate, companiile, ne folosesc pe noi, iar noi le folosim ca să primim beneficiu. Iată aici și aș fi vrut mai mult să ne vorbiți cum am putea noi să le folosim. De exemplu, am și eu un Facebook, dar nu sunt atât de activ. Dar cu toate acestea, vă spun sincer, eu am postat, am încărcat numai o poză, avatarul meu. În schimb, am o constelație de poze care le-au făcut alții cu mine. Da. Și rețele socializare, în primul rând, ceea ce trebuie să ne întrebăm, asta este cine este avatarul clientului nostru? Cine este acel utilizator care o să ne urmărească? Și dacă este X, trebuie să mergem și în anaclasnic. Dacă este Y, trebuie să fim neapărat în Facebook. Dacă este Z, trebuie să fim neapărat în Instagram. Deci Y și Z, deci, Instagram și Facebook. Să vedem pe generații. Da, pe... pentru că dacă o să fiți în TikTok, dar pe dumneavoastră vă urmăresc oamenii, nu știu, din business, atunci ei n-ați fi pe TikTok. Ei să fie în LinkedIn. Ei să fie în Twitter. Pentru că dacă eu am proiecte internaționale, eu trebuie să fiu acolo. Respectiv, prima etapă este identificăm cine urmează să ne urmărească sau noi vrem să ne urmărească. Și ne poziționăm în această platformă. A doua etapă este că noi trebuie să ne răspundem la așa un scenariu care se numește personal branding. Azi e tare popular acest subiect. Omul vinde mai simplu ca brandul. Deci oamenii au încredere în oameni. Am înțeles. Deci recomandările. Da. Pe care și respectiv eu, ca Dumitru Talmazan, în 3 ani de zile am creat un branding la nivelul în care dumneavoastră, când o să vreți să invitați un invitat pe subiectul digital, să mă invitați pe mine. Se numește brandul de asociere. Și atunci, dacă tu ești expert într-un subiect, tu trebuie să te împachetezi în felul în care numele tău se asocieze cu produsul tău sau cu expertiza pe care tu o deții.
Și asta este valabil pentru toți, începând la profesori, finisând cu medici, finisând cu oameni de rând, om bun, poți te asociezi cu un om bun, poți te asociezi cu un prieten bun, pentru că tu arăți acolo că tu ai activitate în care ajuți oameni, în care ești activ social. Și de ce recomand ca profilul personal să fie cumva aranjat? Nu mult să postăm. Postăm dozat. Există așa un grafic, pe de o parte pui rolurile pe care tu le ai pe parcursul lunii. Spre exemplu, tată, fiu, director, trainer, frate, soră, vecin. Și te întrebi, care din roluri tu vrei să te asociezi? Și începi să dozezi. Dacă tu crezi, spre exemplu, la mine în prioritate este 60% din toată prezența mea online este lucru. Respectiv, la mine nu o să vedeți foarte multe poze cu familia, foarte multe poze cu hobby-urile mele, foarte multe poze cu ce, unde călătoresc eu. Nu, la mine o să vedeți despre job. Pentru că eu vreau să mă asociez cu expertiză în digital. Și acest avatar evoluează. Luna asta ai comunicat vreo 2 ani de zile și aș spui, ar fi bine din când în când să mai dozez și cu familie, ca să umanizez personalitatea. Și respectiv, la mine odată în lună apar poze cu familia. Și asta este strategic, asta nu este întâmplător. Deci eu planific și fac. Pentru ca să nu fie femeile, doamnele, au o problemă cu asta când se naște copilul. Adânși în Facebook, dacă iei toate pozele ultimii 3 ani de zile, poți vezi cum au crescut copilul ăsta. Pentru că o poză dimineață că l-au căzut, că au crescut, că da, asta, că s-a murdărit, că s-a spălat. Asta tot nu e bine. Pentru că dacă doamna asta este director, nimeni nu o va asocia pe dânsa ca om serios. O vor asocia ca mamă cu copil. Deci e că dozarea asta de content pe care tu îl livrezi în masă, ea trebuie să fie una logică. Și da, dacă ai un rol de administrare, management, de proiect în general, trebuie să fie planificat. Să știi că ai nevoie, la noi este situația că eu câteodată mă gândesc că am nevoie de o poză și eu caut evenimente sau situații în care să se nască poza asta. Pentru că eu am nevoie să descoper pe mine prin prisma acestui fenomen. Pentru că el este în mine, eu îl manifest, dar n-am poză cu asta. Respectiv, eu caut, spre exemplu, în Instagram la mine este logica, o poză este personală, o poză este despre lucru și o poză este despre PR și presă. Personal a fost, ieri, spre exemplu, a fost o poză personală despre faptul că eu am avut de duminică până miercuri un maraton de 40 de ore de training și spuneam despre faptul că obosești, eu chiar eram stors, însă mi-am amintit Ruslan Tatunașvili spunea că până nu dai, nu poți să ceri. Și respectiv am întrebat utilizatorii ce cred ei despre asta. Pe mijloc a fost o poză despre trainingul la care am participat la Orhei și a treia poză o să fie despre emisiunea noastră. Este partea de comunicare, PR. Respectiv eu dozez contentul ca să nu fie prea mult despre mine sau prea puțin despre mine. Este o logică în tot ce fac. E clar. Deci e o imagine, așa cum a spus dumneavoastră, pe care dumneavoastră o formați sistematic, exact, aranjat și destul de tehnic. Da. E nevoie de tehnici de felul ăsta. Când vorbim acum despre utilizatori la rândul clasici său, deci primul lucru, ca să recapitulăm, își trebuie să-și identifice, deci să aibă o identitate anumită, cum vor ca oamenii să-i vadă. Da. Și doi, va trebui să aibă grijă de o, o etică anumită. O frecvență și în contextul de etică 100%. O etică anumită de poze care trebuie să fie postate. Pentru că, sincer să fiu, sunt foarte, deci mai ales Facebook este aglomerat cu poze, pentru că toată lumea, altădată mi se pare mie, chiar și telefoanele sau aparatele acestea inteligente, device-urile inteligente, sunt cumpărate datorită capacităților lor de a fotografia, a filma. Ai impresia că cumpără mai degrabă un fotoaparat, un aparat de fotografiat decât... Dacă o să vedem spoturile publicitare, asta și o să tragem concluzia, pentru că e în primul rând arată că are 24 de megapixeli. El nu arată cât poți suni și o să auzi mai ghini. N-ați zis nici într-un spot. El spune că deja selfie camera are 9 megapixeli și tu spui aceea avea 2 între X4, asta 9, respectiv da, cu siguranță. Exact. Dar spuneți, vă rog, după părerea dumneavoastră, ca expert în comunicare, nu vom intra noi într-o fază patologică? Este risc? Riscuri sunt întotdeauna. Eu sunt sigur că deja sunt consecințe. Sunt psihologii deja au identificat o dependență anumită. Da, sindromuri de
dependență de consum de online, pentru că dacă vorbim de rețele, asta ar însemna, putem aici adăuga și jocurile online. No, dacă vorbim de consum, este clar. Deci, consum. Eu da. Vreau să fiu conectat, vreau să solicit informații. Riscul, l-aș vedea eu, dacă nu ai control, este pierderea identității, pentru că tu te transformi în ceva ceea ce nu ești. Adică tu creezi, spre exemplu, asta este, tot știu despre asta, că sunt Instagramuri foarte populare în care toată viața asta scumpă este cumpărată, se ia închirie mașina, se ia închirie elicopterul ca să facă poză și spui că eu acum sunt în Miami. Da, dar mai există și, exact, ce spuneți dumneavoastră, un fel de exhibiționism, adică se extinde prea mult în societate, ceea ce nu interesează toată lumea. Însă, contraargument, explicația ar fi că dacă nu s-ar consuma, nu s-ar crea. Deci, dacă nu s-ar consuma, nu s-ar crea. Da, adică dacă oamenii ăștia ar posta nu ar fi like-uri, ei nu ar posta. Însă, cuiva asta îi place. Noi, în principiu, în Instagram este așa o regulă, dacă vrei să ai mulți followeri, mulți oameni care te urmăresc. Pentru că sunt mulți oameni care se întreabă, de ce eu am 100 de followeri, dar cel are 100 de mii? E foarte simplu după mine. Tu trebuie să trăiești o viață pe care eu nu o pot trăi. Dacă tu trăiești o viață pe care eu nu o pot trăi, eu te urmăresc. Mie să-mi fie interesant. Tu călătorești, tu încolo, tu încolo, tu încolo. Dar eu și eu la Indispița, mă duc la un parc. Bine, dar asta ține de imagine. Da, păi asta e și ideea, că rețelele sociale în mare parte pentru personal sunt imagine. Da, este a doua parte care se numește comunicare, în care tu iei un chat messenger și tu comunici cu rudele psihotare mai simplu sau alte chestii care pentru tine eu la nivel tehnic. Dar, per general, asta este o prezență a mea în era digitală, o formă. Bine, dar sunteți de acord că există și o categorie destul de impunătoare de persoane care ceea ce postează sau imaginea pe care și-o creează este cu totul alta decât e în realitate. Mai la mare majoritate e așa. La mare majoritate așa. Cu siguranță. Și la mine îți găsiți așa poză. Și acum se creează un bigotism, adică o... Păi da, de asta ziceam, asta este riscul. Asta este riscul dacă tu nu controlezi și dacă tu nu ieși în offline. Deci dacă rămâi doar în online, este șansă ca tu să te duci pe val și să uiți de realitate. În care tu creezi, faci poze, faci posteri și tu uiți că tu trăiești în spate acolo, sunt oameni, ieși până afară. Adică, de ce? Adică când ieși în realitate, când comunici cu oameni, tu te calibrezi. Și un pic de vii iarăși la normă. Un viu. Da, dar asta e riscul, în viziunea mea, asta e riscul că oamenii își pierd identitatea de om. Înainte erau șezătorile. Și dansurile, care erau niște chestii... Erau rețea socială. În sat, da, era rețea socială în care... Și tot la discotecă, când se duceau, se făceau ciolca pentru că trebuie să arăte frumos. Adică o formă o în care... O persoană frumoasă. Da, o formă în care tot cumva altfel se poziționa. Noi ne place să credem că suntem mai buni decât părem. E o formă de a fi, poate. Și poate avem încredere că dacă noi vom părea mai buni, vom tinde spre acest ideal. Știi ce observ eu? Bănuiesc că cumva vom intra într-o criză de identitate. Pentru că dacă vezi la altul, vrei și tu să fii și încerci să imiți pe cineva și e un risc despre care ați vorbit dumneavoastră. E un risc să te pierzi pe tine însăși. Și cred că criza de identitate nu e departe. Și oamenii vor căuta să se identifice cu cineva. De ce? Și crezi că, bănuiesc eu, totalitarism, terorism, mă rog, cu cuvinte care sunt urâte pentru toată societatea și în media, îi zburlesc pe toată lumea. Dar și acești oameni caută cumva o identitate, să scape de un jail, adică de o cușcă anumită, modelată și impusă, în care, și cred eu, acum, spre finalul emisiunii noastre, sunt ispitit să vă întreb, de fapt nu să vă întreb, dar să vă invit, vă provoc. Dacă ați da, niște, nu numai recomandări, dar dacă ați avea ocazia să vă adresați către un public destul de larg, vis-a-vis de tema pe care noi discutăm, social media, ce ați fi spus dumneavoastră? Eu nu voi improviza acum. Pentru că întrebarea dumneavoastră face parte din activitatea noastră, menționam
anual mă adresez la minim 10.000 de oameni. În sel diferite, deci la 300, sunteți deprinși. Da, și eu întotdeauna spun un lucru care e un credo de-al meu. Când te gândești la ceva ce îți postez, din motiv că cumva noi dinamica asta de like-uri, share-uri, rețele, vine, tu pierzi scopul pentru care tu postezi. Așa. Este în engleză așa un cuvânt, se numește reason why. Uh-huh. De ce? De ce tu trebuie să postezi asta? Și mai departe, dacă să mergem, este elementul pe care noi îl spunem. Nu uitați că pe partea cealaltă de monitor sunt oameni. Adică nu doar fenomenul de posting, dar și fenomenul cine urmează să citească asta. De aceea, având la bază elementul ăsta de umanitate, de corectitudine față de oameni, tu nu o să postezi lucruri care n-au niciun sens. De aceea, în primul rând, când postați, gândiți-vă la oameni, pentru că acolo sunt oameni vii, părinții voștri, prietenii voștri, cunoscuții voștri. Și voi, posibil, le cheltuiți timpul prin niște postări care n-au sens. De aceea, în bază și în fundament este reason why. De ce? Trebuie să postăm asta. Mulțumesc, foarte interesant. Deci nu doar pur și simplu postările în sine însăși, ci postările sau social media este un instrument prin care se... Nu este un scop în sine însăși. Siguranță. Și like-urile sunt un rezultat. Deci este un mijloc prin care poți să atingi pe alte persoane, poți exact. Să te împărtășești cu valoare sau... Și deseori, asta este un instrument foarte util, pentru că noi vedem că câteodată o postare poate să salveze o viață, câteodată o postare poate să informeze, spre exemplu, deseori în trafic oamenii pot scrie, aveți grijă la intersecție acolo și tu urmărind. Da, cu siguranță. Adică e o chestie care orice noi putem califica ca și rău sau bine, cum utilizezi? Deci dacă pui la bază niște valori, niște principii, tu poți instrumentul ăsta să-l transformi într-un canal pozitiv și atunci nu o să fie negativ. Dacă îmi permiteți, voi face și eu o concluzie la ceea ce am auzit pentru mine personal. Deci eu am înțeles că rețele sociale, vrei nu vrei, dar pentru mine personal trebuie să mă disciplineze. Pentru că sunt urmărit, sunt văzut, trăiesc într-o casă de sticlă. Doi, înțeleg eu că oamenii trebuie să vadă un brand, așa cum ați spus dumneavoastră, un mesaj din viața mea, din ceea ce sunt personal, ca individ. Și trei, să mă responsabilizeze în folosirea acestui instrument. Să știu cui mă adresez și în același timp să fiu și eu activ pentru ca să reacționez la nevoia cuiva sau la... ca un exemplu să vă dau. Mă folosesc de un instrument ca să evit cumva traficul, știu, aglomerația. Și mă bucur când se postează, uite, fii atent, aici este o groapă, acolo e nu știu cine, în partea alaltă este o ciocnire, alt loc, și mă bucur pentru că o colesc. Și altă dată m-am prins. Eu, că stai puțin, eu personal, când se întâmplă lucrul ăsta, eu nu informez. Dar eu beneficiez de rețeaua asta. Și cumva m-a disciplinat. Deja postam și eu. Postam pentru că cineva să beneficieze din spatele meu. Deci e o comunicare în spate, deci cu oameni. Oameni către oameni, și acesta este instrument. Să ne pierdem în el. Da. Să ne pierdem, pentru că dacă ne pierdem, scopul atunci e o patologie. Exact. Da, de securitate. Facebook are așa un instrument care el și-o dat seama că oamenii, când se întâmplă o nenorocire într-o țară, el automat în acea țară, toți locuitorii au un buton, apare adițional, I'm safe. Sunt în siguranță. Foarte bun. Și dacă când a fost în Franța, moldoveni de-a noștri, prieteni, și eu vedeam statutul lui, eu sunt în siguranță. Deci e o formă, e un instrument dacă și trebuie să-l folosim ca scop pe care el îl are. Mulțumim foarte mult. Cu drag. Vă dorim succes să aveți și poate să mai avem încă și alte întâlniri în care să ne împărtășiți și succesul dumneavoastră. Deja în offline. Deja în offline. Mulțumim mult. Toate bune. Astăzi am aflat ce este social media. Este comunicare dintre ființe vii. Vă doresc ca să comunicați cu altă ființă care atât de mult vă așteaptă pe postările sale. La revedere, până data viitoare!